Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbește lumea despre agricultură cu domnul Marian Călin Petru, director executiv la Camera Județeană Agricolă a județului Hunedoara. Bine a revenit în emisiunea noastră, domnule director! Bine v-am regăsit, domnule Goian, și mă bucur încă o dată că sunt invitatul nostru și sper să avem astăzi o oră în care să dezbatem problemele agriculturii județului Hunedoara. Motivul principal al întâlnirii noastre ar fi Bălțata Românească, un târg care a avut loc duminică, un succes deosebit după cum am văzut și am aflat. Dar până să ajungem acolo, haideți să mai vorbim de două târguri la care ați participat, unul în județul Hunedoara, unul în județul Arad. Da, la începutul lunii a fost târgul de berbeci, celebrul târg în care se vând berbecii pentru reproducție, unde sunt prezenți foarte mulți crescători, atât din județul Hunedoara, cât și din Transilvania, chiar din toată țara, pentru că se cunoaște că în județul Hunedoara este nucleul de bază a rasei turcane românești, rasă turcană care este întinsă pe tot teritoriul țării și avem un fond genetic chiar foarte bun și niște crescători de animale care pot să vină pe piață și chiar și vând niște exemplare remarcabile pentru perpetuarea speciei atât în județ cât și în toată țara. Deci numai de berbeci apostă, nu și de... Bineînțeles că se vând și tot materialul de reproducție, și mioare, și oi de reproducție fără nicio problemă, dar este specific pentru berbeci. Aha. Pentru că e perioada în care oamenii își iau berbeci de reproducție și bagă în turmă și începe faza în care se schimbă generația de pe un an pe celălalt. Asta a fost un târg și cu concursuri și cu vânzări? Și cu în general a fost mai mult un târg de vânzări. Fiecare fermier care, și sunt câțiva fermieri renumiți în județul Hunedoara și în principal asociația crescătorilor de ovine din județul, sunt două asociații puternice și mari în județul Hunedoara, una pe Harțic și una pe Orăștiară, care membrii lor în fiecare an pregătesc berbeci de reproducție pentru piața de la începutul lunii septembrie. Am înțeles. Bun, bănuiesc că a fost lume mult, a fost o poveste. Da, vine lumea cu o zi înainte, își ia locul și ia standurile unde să-și pună marfa lor, berbecii ca exemplu, și chiar e o bătălie mare să ocupe un loc cât mai la vedere, cât la stradă unde circulă locuri cu vat până la urmă și din câte am văzut, chiar s-au vândut niște exemplare foarte frumoase și la prețuri foarte bune. Aveți așa un preț? Sunt chiar sunt curios. De la 10.000 de lei sau 10 milioane vechi până la 5.000 de lei, 6.000 de lei. Deci chiar, bineînțeles, sunt berbeci de producție cu acte în regulă, înscrise în registrul genealogic. Deci lumea încet, încet caută exemplare care sunt cu un fond genetic bun, caută exemplare care duc și perpetuează rasa mai departe. Oricum, cu toate subvențiile astea, tot am zis, am vorbit și pe domnul Marcel Socol într-o emisiune nu de mult, și am tot specificat că umblând pe plaiurile meritice deja se văd pe plaiurile astea tot felul de turme, de oi, de vaci, de... Deja începe să se rotunjească imaginea aceea pe care o știam la momentul ăsta. Specia ovină este principala specie care a avut o evoluție pozitivă față de 1989 și chiar la noi în județ aproape s-au dublat efectivul de ovine față de celelalte specii care au un real regres, așa, din păcate. Dar se corelează potențialul agricol al județului și în special pășunile și fânețele cu zona de deal și zona de munte, cu pășunile alpine, unde se pretează foarte mult creșterea ovinelor. Și dacă ați discutat și cu domnul director de la APIA, poate v-a spus și dânsul că sunt foarte mulți fermieri care de pe un an pe altul intră, știți că la specia ovină de la 50 de capete poți să iei doar subvenție. Și în fiecare an, din ce am văzut și eu statisticile,
au apărut fermieri noi, deci sunt crescători noi, pășunile și fânețele se curăță, se întrețin, sunt valorificate, pentru că specia ovină este specia care valorifică cel mai bine pășunile și fânețele, și în special pășunile din zona montană, submontană și zona chiar alpină până la 2000 de metri. Am înțeles. Ați fost apoi la Arad, la un târg internațional, am înțeles, unde n-ați fost singur, ați fost împreună cu fermieri, un ren pe care i-ați... Este al doilea an și chiar anul acesta eu am un an de când sunt director la Camera Agricolă și este a doua oară când ducem fermieri la târgul de la Arad. Este o târg expoziție de agricultură ca domeniu, în principal mașini agricole și tot ce înseamnă inputuri din zona agriculturii. După părerea mea, este cel mai mare târg de agricultură din vestul țării. Știm foarte bine că vestul țării are un potențial remarcabil în ceea ce privește atât sectorul vegetal, cât și partea de sector zootehnic. Și aici stipulez Aradul, Timișul, care mai mult are partea de vegetal, iar celelalte două județe, Hunedoara și Carașu, se evidențiază prin creșterea animalelor. Dar pot să vă spun că acești fermieri care au fost împreună cu noi chiar au fost entuziasmați că în fiecare an apar lucruri noi pe piață, apar utilaje noi, apar animale care sunt în expoziție de o altă valoare genetică, atât pe toate speciile care sunt pe piață. Eu zic că este important să mergem, să participăm la târguri și am fost și în vară, în primăvară, chiar în mai, am fost la Cluj, la Agraria. Da. Este iar un târg foarte mare și vrem să îmbinăm teoria cu practica și să vadă fermierul că ce le explicăm noi din punct de vedere tehnic, al tehnologiei de cultură, al tehnologiei de creștere al fiecărei specii în parte, se regăsește în standurile expoziției care noi le vizităm și acolo oamenii și fermierii pot să intre în interacțiune cu cei mai mari producători de utilaje agricole, nu numai din țară, cât și din Europa și chiar din lume, și sunt prezente acolo cele mai mari firme de utilaje agricole și întreaga gamă de utilaje agricole, pot să discute cu furnizorii de inputuri, începând de la ierbicide, fungicide, insecticide, semințe, unelte și utilaje care sunt pentru gospodăriile de toate tipurile, începând de la fermele mici până la fermele mijlocii și cele mari care se ocupă în domeniul agricol. Oricum, din câte am înțeles, până și subvenția poate fi folosită la luarea de împrumuturi pentru anumite produse, la bănci, subvenția am înțeles că se acordă pe la diferință specifică. Da, de începând... Deci lucrurile funcționează mult mai ușor în... De săptămâna aceasta, fermierii, din câte am înțeles de la cei de la APIA, pot să meargă să ridice adeverințe pentru acordarea de credite pentru capitalul de lucru, și anume o parte din subvenție până la 90% plata la suprafață se acordă pe baza unei adeverințe fermierilor care nu sunt în faza de control clasic sau control prin teledetecție. Plus că prin fondurile europene care s-au demarat pe exercițiul financiar 2013-2020, acolo pot să meargă fermierii care doresc și au inițiativă să depună un proiect pe dezvoltare ferme pe măsura 4.1, unde să-și facă un studiu de piață în ceea ce privește utilajele care se pretează la dimensiunea exploatației care dumnealor o înființează sau o conduc sau vreau să o modernizeze. Da, deci lucrurile se funcționează mult mai ușor decât acum 10-15 ani. Pentru că una este să vezi un utilaj pe viu, să discuți cu dealerul de utilaje
și să vezi care este pretabilitatea cea mai bună a unui utilaj și dimensiunea utilajului și capacitatea și puterea utilajului care să fie în corelație cu dimensiunea exploatației. Și vedem, sunt utilaje de la începând de la utilaje mici pentru ferme familiale până la utilaje care pot să acopere 10 chiar sute de hectare. Foarte clar. Bun, și acum mai avem ceva de spus la Arad? Cred că a fost o vizită de succes și o să continuăm această vizită în sfârșitul octombrie, unde vom participa cu o grupă de fermieri la târgul de agricultură, cel mai mare târg din țară, la Indagra, în perioada 28 octombrie-1 noiembrie, unde la fel vom trage o concluzie pe anul acesta să vedem exact ce este nou pe piață și ce apare ca și noutate în tehnologia cultivării pământului până la urmă. Sistemul, cum e, dumneavoastră e anunțat și ei se înscriu pentru vizitele acestea? În general, ținem legătura cu fermierii care vin la noi, care iau informații, care credem noi că au potențial de dezvoltare, care sunt interesați. Deci e un criteriu, până la urmă, de selecție în ceea ce privește potențialul fermierului de a se dezvolta. Pentru că n-are rost să duci un fermier care n-are de gând să se dezvolte în anul următor, n-are de gând să-și depună un proiect european, n-are de gând să participe efectiv pe piață cu produsele care dumnealui le comercializează. Și atunci încercăm prin acest parteneriat cu dumnealor să îi stimulăm cât de cât în ceea ce privește visul lui și dorința de a face o activitate benefică în domeniul agricol. Bun, și acum vorbim despre Bălțata Românească, târg concurs, nu? Putem spune. Da, până la urmă e a 15-a ediție, da? Din care, ca și concluzie generală, este că e important să se facă acest gen de expoziție și avem ca și rasă principală Bălțata Românească. Scuzați-mă, propun să vedem și imagini în timp ce vorbiți, ce prezentați. Rog pe colegul din Regia Tehnică, da, să ne ofere imagini. Da, din câte se vede, e o expoziție la care cel mai bun lucru este că participă foarte multă lume, foarte mulți fermieri. Participă oameni cu animale de înaltă valoare genetică, oameni care doresc să vadă ce apare nou pe piață în acest domeniu, care sunt utilajele performante în sectorul de creștere a animalelor. Și până la urmă, foarte important este dorința fermierilor din zona comunei Băcia, din arealul zonei respective, care vreau să se mândrească cu animalele lor. Și acest lucru este benefic pentru că prin animalele frumoase și cu potențial agricol pun în valoare rasa respectivă, dau imboldul celorlalți fermieri care participă la târg să fie niște crescători buni, să dovedească că pot să câștige din această afacere. Deocamdată vedem numai pe bulletin. Da, sper să avem și imagini, exemplarele care au fost. Care ne interesează până la urmă cel mai mult și să fie pentru telespectatori un moment în care, chiar dacă n-au participat la această expoziție, să vadă că totuși se perpetuează tradiția. Avem vedeam acolo pe primarul Simere, care cred că a fost unul dintre... Da, a fost inițiatorul, da? De la începutul acestei expoziții de animale și chiar îi mulțumesc pe această cale. Ce pot să vă spun, că suntem un colectiv și chiar mă bucur că aici au participat cam toate instituțiile care au tangență cu agricultura în județul Hunedoara și Camera Agricolă împreună cu Asociația Crescătorilor de Păsări și Animale, cu Asociația Bălțata Românească de la Băcia, cu Primăria Comunei Băcia, ca și organizatori,
Plus mai sunt cei de la centrul de reproducție din județul Hunedoara. Am reușit să facem în fiecare an acest târg, expoziție și acest concurs de animale. Iată, îi vedem pe colegii de la centrul de reproducție care au fost partea tehnică a acestei expoziții și au făcut acel punctaj și acea comisie care a reușit să boniteze animalele și să desemneze cel mai mare câștigător Miss Bălțata Românească Băcia 2015, plus celelalte premii. A fost juninci, da? Vaci, juninci, vițele. Da. Și noi de la Camera Agricolă am acordat un premiu special destinat în special tinerilor, pentru cel mai tânăr fermier și pentru cea mai tânără fermieră, pentru că dorim să stimulăm în principal tineretul care dorește să participe în viața activă a creșterii animalelor la domeniul acesta zootehnie. Iată, marele premiu domnul Gheorghe Neamțu din Băcia, chiar cu un exemplar frumos, care vedeți și doi viței gemelari la această văcuță frumoasă. Oricum, frumoase exemplare. Foarte frumoase și noi ca și Camera Agricolă am premiile au constat în furaje pentru creștere și îngrășare. Văd că interes mare, multă lume. Da, foarte multă lume. Chiar ne-am bucurat și ne-a ajutat și Dumnezeu cu vremea bună. A fost și târgul, s-a și vândut vaci, viței, purcei, cai. Pe lângă această expoziție este și târgul tradițional de țară, da. Unde vin oamenii și atât să cumpere animale, cât și să cumpere produsele specifice toamnei, legumele pentru prepararea produselor tradiționale, da, culinare care se prepară în această perioadă. Da, oricum, e în creștere manifestarea. Nu știu că au fost câțiva ani care, mă rog, lucrurile nu au fost chiar așa de... Da, începuse să fie așa monoton, dar cu cât se implică mai mult și ați văzut că și din partea autorităților publice județene, cât și din partea Parlamentului, cât și din partea fiecărei instituții publice, începând cu Camera Agricolă, Direcția Agricolă, APIA, AFIR-ul, cei de la reproducție, toți am fost prezenți și am dat o mână de ajutor să existe aceste tipuri de manifestări, pentru că nu pot să fie decât lucruri bune în acest gen de organizări, de a veni să ne întâlnim cu fermierii, să discutăm cu ei, să le explicăm rolul benefic al creșterii animalelor și chiar să ne mândrim că județul Hunedoara are un fond genetic și o bună, participare și bună gândire în ceea ce privește creșterea bălțatei românești. Avem un telefon. Se pare că discuția noastră, da, a semnit interes. Alo, poftiți? Alo? Alo, da? Bună ziua. Bună ziua. Și bun regăsit domnului director executiv. Da, bună ziua. Marian Călin Petru. Eu am mai intervenit într-o emisiune. Da, aduceți aminte. Mi-amintesc vocea dumneavoastră și mulțumesc că sunteți activ în... Ce aș vrea eu, o mică corecție vis-a-vis de dreptul de preemțiune. Într-adevăr, ați punctat bine, dar eu vreau să amintesc la vremea respectivă că omologele Agenției Domeniului Statului din Franța, Germania, Italia, preîntâmpină intrarea pe piața terenurilor a altora, chiar dacă există acea noțiune de piață liberă, și chiar am văzut niște reportaje cum structurează ADS-ul din Franța activitatea în momentul în care un țăran, să zicem, fermier,
are de vândut un teren, imediat intră și acaparează, chiar dacă e pus la primărie, cum ați menționat și dumneavoastră, și e foarte interesantă politica lor. Mă refer tinerii fermieri, cum primesc terenurile, cum este gestionat. Eu sunt convins că dumneavoastră cunoașteți bine fenomenul. Dar e de remarcat că ADS-urile omologe din țările Uniunii Europene cam stopează vânzarea, chiar o stopează vânzarea terenurilor din țările lor de origine. Către treabă și cu asta închei. Vedeți că, spre exemplu, acum au apărut niște studii și niște aplicații foarte interesante în ceea ce privește declanșarea mecanismelor autoimunitare ale plantelor cu ajutorul frecvențelor sunetelor. Deci sunt diverse frecvențe ale sunetelor și se spune că organismele, inclusiv cele vegetale, au incorporat în ele un mecanism autoimunitar. Și înainte de a interveni omizile și astea, din timp, prin nivelul anumitor tipuri de ultrasunete, pardon, se declanșează mecanismele acestea și autoimunitare și practic omida respectivă, chiar dacă se dezvoltă, nu mai poate să atace planta. Deci imaginați-vă ce se întâmplă pe piața pesticidelor. Deci practic este scoasă din competiție. De-aia eu am menționat și menționez în permanență necesitatea dezvoltării educației, centrării pe educație, și în domeniul acesta al agriculturii trebuie făcuți pași semnificativi, dar eu zic că trebuie foarte multă educație și în domeniul acesta al agriculturii și totodată aspectele acestea, vedeți, fizica deja se îmbină. Da, eu vă mulțumesc că eu vă mulțumesc tare mult că sănătate. Deci nu e rău să acordăm importanță, pentru că se zice de multe ori că nu ar fi locuri de muncă. Vedeți că se operează foarte mult cu aspecte de astea aparent imateriale. Sunetul, lumina. Da, haideți să, dacă îmi dați voie, să vă și răspund la problematica care dumneavoastră ați ridicat-o. În ceea ce privește vânzarea terenurilor agricole din România, a evoluat legislația și, după cum ziceați, țările europene chiar insistă pe păstrarea terenului în propria lor ogradă, să zicem așa, și mai puțin pentru străinii care sunt interesați. Și la noi există o stipulare a legii în care dă drept de preemțiune celor care au proprietăți în vecinătatea celor care doresc să-și vândă terenul. Asta a apărut mai recent? A apărut nu foarte de mult. S-a schimbat puțin acum, trebuie să apară acel anunț la primărie, să stea 30 de zile, după aia să merge la direcția agricolă, care centralizează această piață a pământului. Dar cel mai important lucru este că dă drept de preemțiune celor care sunt în vecinătatea și în proximitatea terenului care este de vânzare, în scopul de a nu fărâmița terenului și de a încerca să se facă parcele cât mai mari. Ar fi interesant, oare există undeva, să zic eu, la București, sau o situație cu terenurile vândute sau cu proprietari? Nu, no, are direcția agricolă, aveți, la nivel de județ, direcția agricolă se ocupă cu centralizarea statistică a datelor în ceea ce privește circulația liberă a terenurilor agricole. Interesant de aflat, da. Și poate o să invitați pe colegii mei de la direcția agricolă să vă explice cam care este modalitatea proprie și corectă de a se pune în valoare un teren agricol. În a doua problemă care a ridicat-o stimabilul telespectator, pot să spun că fiecare plantă în parte, din punct de vedere fiziologic și al răspunderii față de bolile și dăunătorii care apar în mediul înconjurător, au o anumită imunitate și o anumită forță de reacție
atât pe bază ultrasunetă sau sub alte modalități. Încă nu s-a descoperit o imunitate maximă a unei plante față de agenții patogeni. Bineînțeles că atunci când acest lucru nu este posibil, trebuie să intervină cu pesticide ca să putem să avem niște recolte cât mai bogate și cât mai productive. Dar în cercetare și sunt țări care alocă sume uriașe în domeniul ăsta a prevenirii și combaterii bolilor și dăunătorilor. Sunt firme foarte mari care pun accent mare pe combatere biologică, care să contracareze combaterea chimică, care știm foarte bine că are un anumit element de nocivitate asupra omului. Aici cred că e ca și în povestea cu producția de mașini pe țiței și cei pe curent și cei care produc pe curent. Cred că țiței încă mai țin loc povestea. Mai țin loc povestea, bineînțeles. Cam așa cred că și aici cu cei cu pesticide. Da, influența este foarte mare și sunt firme cu un capital și cu o forță financiară care acoperă și PIB-ul unei țări. Corect. În ordine. Bun, ar fi sigur mult mai sănătos, dar probabil că vom ajunge mai târziu sau când vor cei cu pesticidele să nu mai fac față la așa, să contracareze. Haideți să revenim la târgurile noastre. A fost în acest weekend și ziua recoltei aici la Cristur, la Deva, între 7 și 20. Am trecut pe acolo. Am sesizat că a fost mult mai ofertant și mult mai... Da, și mult mai dinamic și chiar vreau să-l felicit pe domnul primar Petre Mărgineanu pentru că târgul este la a patra ediție. A fost un târg bine organizat unde au fost prezenți foarte mulți producători din arealul orașului Deva. Un loc chiar... Din județ au participat producători, dar cel mai bun lucru este pentru consumatorul din zona Devei, care au avut posibilitatea să găsească produse chiar de calitate, chiar specifice acestei perioade în care gospodinele își prepară murăturile, își prepară dulcețurile, își prepară zacusca și au avut de unde alege. Pe lângă acest lucru, chiar am fost și eu acolo și împreună cu Camera Agricolă am dus niște producători tradiționali care și-au desfăcut produsele pe piața acestei zile a recoltei. A fost și un moment în care, în timp de 3 zile, au fost și programe artistice ca să atragă lumea și să fie o ambianță plăcută, ca să fie chiar o manifestare și o bucurie pentru acest moment în care... Am sesizat 4 compartimente, produse agricole, culinare, meșteșugari cu produse tradiționale, zona de consum, produse, da, și spectacol. Și spectacol. Deci a fost o gândire amplă și benefică pentru toți consumatorii din județ. Bun, urmează în 4 octombrie la Costești, da? Sărbătoarea crescătorilor de ovine, Țurcana, Regina Munților, așa se numește manifestarea, sărbătoarea aceasta. Da, este, după părerea mea, una dintre cele mai importante manifestări cu tenta agricolă din județul Hunedoara, pentru că discutam mai înainte de crescătorii de ovine din județul Hunedoara, care vor fi prezenți la această manifestare de la Costești din 4 octombrie, o manifestare care se desfășoară de mult timp, de câțiva ani buni, unde pe an ce trece vedem niște exemplare, să zic eu, de revistă, unde oierii vin și se mândresc cu animalele lor. Cred că este cea mai bună expoziție și cel mai bun eveniment în domeniul creșterii ovinilor din țară, unde de-a lungul timpului am avut și participări a
Ministerului Agriculturii, a tuturor factorilor decizionali și interesați în acest domeniu zootehnic, și anume rasa ovină și specia ovină, pardon. Cu ocazia asta invit toți fermierii din județul Hunedoara și în special crescătorii de oi să vină, să vadă, să urmărească standurile, că vor fi foarte multe standuri cu ciobanii noștri renumiți din județul Hunedoara și pot să-și aleagă niște exemplare de calitate cu performanță genetică mare și chiar pot să participe la acel spectacol folcloric, pot să se întâlnească, este și o zonă culinară unde pot să deguste produsele tradiționale și cred că cel mai important lucru este socializarea care se întâmplă și întâlnirile între fermieri, între fermieri și autorități, între fermieri și unitățile de profil, camera agricole la fel o să fie prezent acolo, direcția agricolă, APIA, AFIRU. Deci la fel ca și la Bălțată Românească, încercăm să punem în valoare toate instituțiile care la un moment dat să intre în tangență cu crescătorii de animale. Și tot în 4 octombrie, deci de ales, da, sau de fugit de la unul la altul, la Totești, Expo Târg Zonal. Da, sunt două, după cum vă spuneam la începutul emisiunii, sunt două asociații puternice în județul Hunedoara, cea de la Costești, din zona Costești, și cea de la Totești, din zona Hațegului, care merg pe două varietăți a țurcanei, și anume țurcana bucălaie este prezentă mai mult în zona Costeștiului la această expoziție, iar din coace la Totești avem țurcana brează, care este canalizată mai mult pe partea de lapte. Dar ambele expoziții sunt benefice pentru crescătorii de animale și mă bucur că există un interes major în județul nostru față de această specie și față de cele două varietăți ale rasei țurcane. Poate ar fi bine și interesant să se pună de comun acord să facă în zile diferite, măcar de la o săptămână la alta, ca să putem să participăm și la una și la alta, să putem să-i sprijinim pe ambele asociații să poată să-și pună în valoare animalele care, după părerea mea, nu vreau să fiu chiar foarte mândru să zic așa, dar eu zic că pe țurcană nu prea ne bate nimeni în țara românească. Foarte frumos. Bun, vă propun o pauză de publicitate și ne vom întoarce. Da, mulțumim. SECE Eurojob SRL Petroșani în calitate de partener 1 împreună cu SECE Compaesa Sibiu în calitate de beneficiar și AJFM Sibiu partener 2 implementează proiectul Fii activ și adaptează-te pe piața muncii. Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de ocupare a grupurilor de persoane cu o situație dificilă pe piața muncii, în special a grupurilor dezavantajate pe piața muncii, prin măsuri active de ocupare. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investește în Oameni. Societate comercială angajează muncitori calificați în construcții, finisori pentru interioare și exterioare, zidari, betoniști și dulgheri. Relații la telefon 0723-324-791. Universitatea din Petroșani și-a deschis porțile pentru înscrieri la studii de licență și master sesiunea de toamnă. Cu o bogată ofertă educațională, Universitatea oferă locuri bugetate
la facultățile Mine, Inginerie Mecanică și Electrică și Științe, cu specializările aferente. Admiterea la Universitatea din Petroșani constă în concurs de dosare. Mai multe informații găsiți pe site-ul universității upet.ro/admitere. Pensiunea Retezat, situată într-un cadru mirific lângă liziera pădurii în zona localității Câmpului Neag, la poarta de intrare în Parcul Național Retezat, vine în întâmpinarea turiștilor săi cu o gamă largă de servicii. Pensiunea noastră vă oferă un spațiu modern pentru organizarea de nunți și botezuri sau orice alt eveniment festiv. Totodată vă oferim cazare, piscină, păstrăvărie, două parcuri de aventură, perete de cățărare, pistă de tubing, plimbări cu trăsura, echitație, loc de joacă pentru copii, dar și trasee tematice. Informații și rezervări la telefon 0722 538 551. Alege pensiunea Retezat și momentele tale libere vor deveni de neuitat. Casa de schimb valutar și Amanet oferă un post pentru punct de lucru Lupeni. CV-urile se pot trimite pe adresa de e-mail office@protectorinternational.ro. Pentru mai multe informații puteți suna la numărul de telefon 0731 026 431. Vrei să dai o notă de eleganță evenimentelor din viața ta? Îți oferim spre închiriere o gamă largă de accesorii pentru nunți și petreceri. Avem accesorii pentru mașini, dar și diverse obiecte pentru colțul foto, cu care poate fi creat un cadru de poveste. Prețuri și detalii despre acestea puteți afla apelând numărul de telefon 0725 347 328. Alege accesoriile noastre și evenimentul tău va deveni unul de neuitat. Jiul Exchange SRL vă oferă cel mai mic comision din Valea Jiului, de doar 0,25%. Totodată beneficiați de un bonus de 10 zile cu comision zero. Doar la noi găsiți seriozitate și servicii de calitate. Vă așteptăm la oricare dintre punctele noastre de lucru din Lupeni, zona Cinema, Petrila lângă Ala Z, Petroșan lângă Optica, dar și lângă Florăria Camelia. Jiul Exchange SRL. Diferența se vede în buzunarul tău. Centru Medical de excepție în domeniul recuperării fizice, esteticii corporale și faciale, acum și în Petroșani. Singurul de acest gen în județul Hunedoara, prin terapia cu laser vindecă sau ameliorează afecțiunile reumatismale, neurologice, dar și cele orele și stomatologice. La noi în centru mai puteți beneficia și de tratament de slăbire prin electrostimulare, tratarea celulitei prin capsula Slim Activ, dar și detoxifierea organismului. Ședințele se fac în urma unei consultații de specialitate și doar cu programare. Ne găsiți pe strada 22 decembrie, numărul 1, de luni până vineri, de la 8 la 20 și sâmbătă de la 9 la 14. Programări se fac la numărul de telefon 0354 113 938. SC Eurojob SRL Petroșani în calitate de partener 1 împreună cu SC Compaesa Sibiu în calitate de beneficiar și AJFM Sibiu partener 2 implementează proiectul Fii activ și adaptează-te pe piața muncii. Perioada de desfășurare a proiectului este de 10 luni, din 24 februarie până în 24 decembrie 2015. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane investește în oameni. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te www.appăduri.gov.ro.
revenim în direct și vă reamintesc că l-am ca invitat pe domnul Marian Călin Petru, director executiv al Camerei Județene Agricole Hunedoara. Rămânem tot în octombrie, domnule director, la alt târg. Se pare că e luna târgurilor în județul Hunedoara, târgurilor de animale și în special de ovine, de câte am văzut. E la fel un târg, la pui, nu? Da, este târgul de țară de la pui, unde pentru zona Hațegului și zona Văii Jiului este destul de renumit. Se adună toți crescătorii. Este târgul de toamnă, unde fiecare își face selecție în ferma lui și vede cam ce păstrează în fermă, ce dă drumul pe piață, merge să se întâlnească unii cu alții, în perioada asta coboară oile la munte. Deci e o adevărată sărbătoare în preajma acestui târg de țară de la pui, unde vine foarte multă lume, unde vin foarte mulți fermieri cu animale și încearcă să și le vândă, să și le valorifice. După părerea mea, sunt foarte benefice aceste târguri, și cel de la Pui, și cel de la Hațec, și cel de la Balșa, și cel de la Călan, cel de la Urăștie, cel de la Dobra, cel de la Brad. Târguri care și-au păstrat tradiția de zeci, sute de ani, nu neapărat pentru valorificarea produselor agricole, dar și pentru partea de interacțiune între producătorii din sectorul agricol și cu procesatorii și cu cei care sunt fermieri și desfășoară această activitate în agricultură. Și eu cred că ar trebui noi ca și instituții publice și invit și autoritățile să intervină cât mai mult în sprijinirea acestor târguri de țară, pentru că în acest mod fermierii au posibilitatea să vină pe viu cu produsele din gospodăria proprie și să le poată valorifica. Bun, și să nu uităm că, așa cum spuneți, de sute de ani, să nu uităm că, în general, cam toate comunitățile aveau câte un târg. Sigur, acum poate nu specializat. Acum, de nu chiar specializat, dar oricum, aproape în fiecare comună. Exact, și da. Eu țin minte că eram copil și la mine comună, în comuna Baia de Criș, era acel târg Miercurea, unde mergeau oamenii să-și cumpere un produs alimentar, două, ce avea nevoie. Există stampe cu târgul din Hunedoara, de exemplu, un centru vechi. Da. Acum. Și 1400-1500 exista asemenea târg. Păi, cea mai veche formă de bursă agricolă, da, până exact, la urmă, da. În care omul vine, arată, cumpără, vinde și până la urmă toată lumea este mulțumit. Bun, urmează apoi în 17 octombrie un târg de produse tradiționale la Hunedoara, bănesc la Castel, în curtea... Da, la Castel și anul trecut am participat... Aici, dacă de câte știu, parcă există o asociație de... Asociația Producătorilor de Produse Tradiționale, exact. Care este parteneră cu Camera Agricolă Județeană Hunedoara, cu cei de la Mediu, am făcut anul trecut o manifestare împreună, unde... Punem în valoare și obiectivul turistic, și anume Castelul Huniazilor, și pe lângă acest obiectiv turistic punem în valoare și producătorii de produse tradiționale din județ, punându-i față în față cu turiștii de la Castel și cu consumatorii care doresc într-adevăr să consume un produs tradițional de înaltă valoare și de, până la urmă, un produs eco care ne amintește de copilărie, de vremurile în care ne făcea bunica de mâncare și prin rețetele tradiționale aducem din nou în viața consumatorilor produsul obținut în gospodăria țărănească, acel produs care nu are adjuvanți chimici, care este făcut ca la mama acasă, care este făcut după niște rețete vechi de zeci, sute de ani și care, în principal, au gust, au culoare, au savoare și au atracție. Sau, mă rog, culoare au și celelalte, dar n-au gustul. S-ar putea să aibă și culoare mai intensă, dar da. Nu au gustul care noi ni-l amintim din copilărie.
Urmează Indagra la București, da, de care ați pomenit, 28 da. Octombrie, 1 noiembrie. Încercăm să propunem împreună cu Consiliul Județean Hunedoara pentru toți consumatorii din țară un stand propriu al județul Hunedoara, ceea ce privește produsele tradiționale și prin parteneriatul care îl avem cu Asociația Producătorilor de Produse Tradiționale, să ducem 5-6 producători tradiționali care sunt atestați de către Ministerul Agriculturii să fie prezenți cu stand propriu în cadrul târgului Indagra și să-i punem în valoare atât pe dumnealor cât și județul Hunedoara ca și brand eu zic cu mare impact pe acest segment de produs tradițional. Vom duce la fel un microbus de fermier la București, la Indagra, ca să putem să le arătăm că împreună suntem mai vizibili, mai puternici și chiar încercăm să îi ajutăm să vadă întreg spectru tehnici agricole, brandurilor agricole, inputurilor care sunt ca și noutate în piața agricolă. Urmează apoi în 6 decembrie de Sfântul Nicolae, târg anual de Sfântul Nicolae la Hațeg. Da, cam este ultimul târg, să zic mai așa, mai important da, ca și înainte de sărbători. De la Hațeg, în care la fel vorbeam de târgurile tradiționale, târgurile de țară, unde vine foarte multă lume, unde există chiar și sărbătoare. Atunci, e un târg general. E un târg general din tot spectrul domeniului agricol, atât pe partea de vegetal, cât și pe partea de a crescătorilor de animale și acolo vin cu toate speciile de animale. Chiar e un târg interesant înainte de sărbători și... Da, probabil că mulți își asigură povestea de Crăciun, nu? Da, își cumpără porcul de Crăciun, da, își mai cumpără un animal, două, sau își vând un animal în funcție de potențialul fiecărui fermier. Și ultima manifestare, care cred eu e foarte importantă, ziua fermierilor la 12 decembrie, cred că odată când fermierii deja au cam rezolvat... Mă rog, da, fermierii ar trebui să sărbătorească și ne-am gândit, este un proiect, doar la fază de proiect, această manifestare, unde noi ca și instituție publică încercăm să facem acel bal al fermierilor, unde împreună cu... Asta va fi prima ediție? Va fi prima ediție, sper să ne reușească și să putem să strângem cât mai mulți parteneri și în special... asociațiile care sunt cu greutate în județul Hunedoara în domeniul creșterii animalelor cât și pe partea de vegetal. Că atunci, probabil că o să stabiliți și fermierul anului, nu? Vrem să stabilim fermierul anului, să încercăm să inducem o competiție între fermierii din județul Hunedoara, să încercăm să le oferim o clipă frumoasă din viața lor unde se poate mândri cu activitatea care o desfășoară, să ne și distrăm puțin, să încercăm să socializăm, să povestim între noi care sunt bunele și relele întâmplate în acest an agricol 2015, pentru că a fost un an, după părerea mea, destul de dificil, dacă nu chiar dificil din punct de vedere pedoclimatic și știți foarte bine că fermierii rabdă foarte mult, înghit foarte mult, politicile agricole, din păcate, sunt destul de puțin vizibile în scopul de a ajuta fermierul. Dar, în general, fermierii nu se plâng, încearcă să reziste pe piață, să-și ducă activitatea până la final și să aibă și profit și sper să cu ocazia acestei bala fermierilor să invităm cam toți fermierii care sunt cu potențial în județul Hunedoara, fermierii care participă și prima condiție va fi să invităm fermieri care participă efectiv pe piață cu produse
și care participă economic în dezvoltarea județului Hunedoara, iar cel mai bun să câștige, pentru că merită să fie sărbătoriți fermierii din județul Hunedoara. Bun, în finalul emisiunii, haideți să vorbim despre cursurile pe care le organizați, pentru că unul din rolurile pe care le aveți dumneavoastră ca instituție și mi se pare chiar foarte important ceea ce oferiți, ar fi organizarea de cursuri pentru doritorii care vor da. Să lucreze în agricultură. Da. Doresc să reamintesc fermierilor din județul Hunedoara că la noi, la Camera Agricolă, se desfășoară cele patru tipuri de cursuri, și anume creșterea animalelor, cultura vegetală, pomicultură și apicultură. Sunt cursuri de durată de 3 luni de zile, 360 de ore, recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Învățământului, prin intermediul specialiștilor care îi avem la Camera Agricolă și alți specialiști care îi avem contractați. Cred că reușim să inducem celor care participă la cursuri cunoștințele necesare în domeniul care doresc să se specializeze. Vreau să spun că aceste cursuri, în primul rând, sunt foarte importante din punct de educativ. Cursuri care ajută la progresul fermierilor, și știți foarte bine că fără carte e mai greu să duci o afacere și chiar să o duci pe profit. În al doilea punct de vedere, vreau să spun celor interesați de fonduri europene, atât pe măsura dezvoltarea fermelor, cât și pe instalarea tânărului fermier, cât și pe fermele familiale, există obligativitatea, în cazul în care depui proiect pentru finanțare, să fii participant al unui curs de specializare în domeniile care vi le-am spus mai înainte. Și chiar se acordă celor care au cursul terminat, se acordă un punctaj, o bonificație în plus în evaluarea proiectului. Deci, cu drag invit toată lumea care este interesată să vină la Camera Agricolă. Noi avem ciclicitate în derularea cursurilor și chiar anul ăsta am avut peste 200 de fermieri care au participat la cursurile organizate de Camera Agricolă. Ne găsesc foarte ușor pe Deva, pe strada Aurel Vlaicu la numărul 25, în curte cu Agenția de Mediu. Acolo și susțineți și cursurile? Acolo facem și cursurile. Suntem prezenți pe Facebook și avem și site-ul propriu www.cameraagricolahunedoara.ro și Camera Agricolă Hunedoara pe partea de Facebook, unde permanent punem la dispoziție informații proaspete și informații interesante și de real folos celor care au tangență cu domeniul agricol. Oricum, vreau să scot în evidență, acum în final de emisiune, că rolul dumneavoastră este din ce în ce mai vizibil și mai, să zic eu, important, chiar și într-un județ post-industrial, sau poate tocmai de aceea, post, vorbesc de unii așa. Agricultura este o soluție, până la urmă, o soluție pentru foarte multă lume. Agricultura e o soluție și agricultura este o chestie indispensabilă, pentru că asigură siguranța alimentară a fiecărui cetățean în parte. Și, până la urmă, mândria mea este că încercăm să punem în valoare prin specialiști și prin colegii care îi avem la Camera Agricolă și prin interconexiunea care o avem cu celelalte instituții din domeniul agricol, să punem în valoare spațiul rural, să punem în valoare fermierii din toate categoriile, pentru că avem atât pe partea vegetală cât și pe domeniul zootehnic interes din ce în ce mai mare. Există tineri care doresc să se instaleze în spațiul rural, să preia exploatații de la părinți, de la rude, de la prieteni, să chiar se întrevede o dorință de inițiativă în domeniul agricol, pentru că mulți vin și întreabă la noi la Camera Agricolă: domnule, am terenul ăsta, am ferma lui tata, ce pot să fac ca să mă dezvolt, care sunt mijloacele, care sunt fondurile care pot să ne ajute, care sunt principalele
firme care distribuie utilaje, partea de inputuri generale în domeniul agricol, și cu ocazia asta noi putem să îi informăm chiar la timp și cu informații de ultimă oră, pentru că discutam mai înainte de participarea la târgurile de agricultură din țară și chiar ăsta de la București, unde avem cele mai mari noutăți în domeniul agricol, și eu zic că suntem la curent cu tot ce se întâmplă pe acest palier. Altfel spus, cine vrea să intre în zona asta agriculturii, să vă caute, aveți ușa deschisă pentru toți. Pentru toată lumea, avem și... Cei care propuziți, puteți oferi toate informațiile și, să zic eu, chiar sprijinul pentru a porni. Participăm în special și pe zonele tradiționale al județului Hunedoara. Avem colegi mei, ingineri, care sunt în fiecare zi de joi prezenți și la Brad, la Centrul Apia, și la Sfântă Mărie, la Centrul Apia, și la Orăștie, la Centrul Apia. Mai avem ingineri pe zona Ilia, la Centrul la Ilia. Încercăm să acoperim, să venim în sprijinul fermierilor, să nu se deplaseze toată lumea la Deva, ci să putem să acoperim cu informații și zonele tradiționale ale județului, să venim în sprijinul fermierului cu informații proaspete. Mulțumesc tare mult, domnule director, Marian Călin Petru, succes în continuare și să vă fac invitația deja pentru luna următoare, când sigur vom avea și alte noutăți și alte lucruri de prezentat. Cu siguranță, în domeniul agricol tot timpul sunt noutăți și mă bucur că sunt prezent alături de dumneavoastră și nu numai alături de telespectatorii care vizionează postul dumneavoastră de televiziune, și mulțumesc pentru tuturor pentru dorința de a afla informații cât mai la curent în domeniul agricol. O zi bună! La revedere! Dragi prieteni, mulțumesc tare mult pentru atenție, vă urez o seară plăcută, vă invit să rămâneți pe Capital TV. Ne revedem mâine la ora 16. La revedere!